Salutare și bine ați revenit pe 10 infocom Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip vom începe studiul materiei de clasa 10-a și anume a backtracking-ului, pentru că backtracking-ul este primul capitol care se studiază în clasa 11-a. Backtracking-ul seamănă foarte mult cu matematica, și, adică este cumva o aplicație a matematicii, și anume a permutărilor, a combinărilor, a aranjamentelor și a submulțimilor Veți vedea că practic ce am calculat noi la matematică aici vom putea face vizual Și anume să afișăm toate combinările, toate aranjamentele, toate permutările unei mulțimi Deși la matematică calculăm doar numărul lor, aici le vom putea afișa chiar dacă, chiar dacă sunt foarte foarte multe Backtracking-ul are o complexitate foarte proastă. Din acest punct de vedere vom putea aplica metoda backtracking-ului când N-ul este până în 20-30 maxim. Depinde de problemă, dar în jur de 10-20 ar trebui să ne, să, să ne ajungă. Mai mult de atâta, cu siguranță vom lua limită de timp, însă de obicei vor să afișăm ceva. Din acest punct de vedere nu avem problemă să folosim backtracking pentru că afișarea este mult mai lentă decât aplicarea metodei backtracking, deci, deci dacă vor să afișoare toate permutările unei mulțimi, acest lucru va fi foarte simplu de făcut. Și în acest videoclip vom începe clar cu permutările unei mulțimi, pentru că ăsta este începutul backtracking-ului, după aceea aranjamente, combinări și submulțimi uh, vom face în următoarele videoclipuri, pentru că alea merg cumva mult, mult mai ușor. O să scriu aici primele lucruri pe care le avem descris uh, într-un program. Perfect. Și acum vom discuta puțin ce sunt alea permutări, vă voi aminti eu cum arată permutările și anume ce sunt ele, pentru că și asta este un lucru foarte, foarte interesant. De exemplu, dacă avem o mulțime de n elemente, să ne imaginăm că mulțimea este de forma 1, 2, 3, puncte, puncte, virgul, uh, virgulă n aceasta este mulțimea pe care o avem și vrem, practic, să generăm toate permutările acestei mulțimi și să le afișăm. Cum am, face, cum am putea face acest lucru, adică cum ar arăta acest lucru, mă scuzați că până la a face acest lucru mai avem puțin, de exemplu, pentru n egal cu 3, vrem să afișăm toate permutările mulțimii 1, 2, 3. Și toate permutările mulțimii 1, 2, 3 în ordine lexicografică, adică alfabetic sau, mă rog, în cazul de față de la mic la mare, Uh, permutările vor arăta în felul următor. O să avem clar mulțimea 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2 3, 1, uh, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Și desigur, dacă vă amintiți de la matematică, permutările, uh, pe, permutări de n era n factorial, adică 3 factorial 6, vedeți că aici avem cele 3 cele 6 permutări. Mă scuzați, pentru n egal 4, treaba s-ar fi complicat puțin, 4 factorial este 24 și vom avea descris mai multe permutări. Desigur, le voi scrie pe primele câteva, după aceea, mai departe, veți înțelege cum se face și veți face singur. Aici voi lăsa puncte, puncte și ultima permutare care se va afișa va fi 4, 3, 2, 1. Așa, astea sunt permutările. Desigur, vom face o aplicație care va uh, afișa pentru patru uh, aceste permutări, pentru că noi nu le putem scrie și va dura prea mult să le scriem. Îl vom învăța pe program să le scrie și atunci noi economisim foarte, foarte mult timp. Și, uh, desigur, uh, timp și energie. Bun. Uh, o primă metodă, să zicem, pentru patru, să afișăm aceste aceste submulțimi ar fi cu ajutorul a 4 foruri, unul în altul. Fiecare for merge de la 1 la 4 și desigur avem grijă să nu se repete să nu se repete între ele aceste valori, adică să ne afișăm 1, 1, 2, 3 sau așa mai departe cu 4 foruri am putea practic să punem pe rând pe fiecare poziție toate numele de la 1 la 4, pe a doua poziție toate numele de la 1 la 4, pe a treia poziție toate numele de la 1 la 4 și pe a patra poziție toate numele de la 1 la 4. Adică, practic, pe prima uh, poziție să uh, ne jucăm cu 1, 2-3-4, după aceea pe a doua poziție să punem tot un 2-3-4, pe a treia poziție tot un 2-3-4 și pe a patra poziție tot un 2-3-4. De fapt, asta este și motivul pentru care permutări de n uh, este 4 factorial, pentru că aici avem 4 ori 4 ori 4, uh, nu, mă scuzați, nu 4 ori 4 ori 4 ori 4, mă scuzați. E vorba de, aici dacă punem 4, aici vom putea pune doar 3, da? Adică dacă aici am pus una, aici mai rămân două depuși, aici mai, mai rămân trei depus, aici vor mai rămâne două depuși, aici vor mai rămâne una, adică 1 un ori 2 ori 3 ori 4. Uh, da, cum spuneam, 2 ori 3 ori 4, de 6 ori 4 egal cu 24. Este foarte greu să le scriem noi de mână pe toate, de asta vom face un program care va face acest lucru. Acum, haideți să facem uh, cea mai simplă metodă de pentru 4 să ne afișeze uh, aceste permutări și anume metoda cu 4 foruri unul în altul. Adică for int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât 4 plus plus i for int j egal cu 1 j mai mic sau egal decât 4 plus plus j for int k egal cu 1 k mai mic sau egal decât 4 plus plus k și for int... L egal cu 1, L mai mic sau egal decât 4, plus plus L. Bun. Și acum avem, am de făcut remarca că, desigur, va fi și 1-1-1-1 o combinație. Deci, va trebui să avem grijă să nu se repete între ele valorile, adică if, i not egal cu j și i not egal cu k și i not egal cu l și k note, uh, și j, mă scuzați. Not egal cu K, și J not egal cu L, și K not egal cu L. Desigur, doar acum vom afișa uh, I, J, K, L. Și aici voi pune un. 0. Atenție de tura asta va trebui să punem backslash M pentru că aici deja complexitatea contează și endline s-ar putea să ne aducă limită de timp. Bun, voi lua codul să-l pun în main clar pentru a-l putea rula și desigur dacă nu am greșit ceva ar trebui aici să ni se afișeze toate numerele de la toate aceste permutări scrise. să da vedem ceva nu funcționează, o să-i mai dau dată run. user backtracking. De ce nu vrea să meargă? Uitați să vedem. O să șterg asta și o să... și uh, si I, J, K, L, X, N. I not egal cu J, I not egal cu K, I not egal cu L, J not egal K, J not egal L. Și K not egal uh, cu L. Cât se poate de corect. A, ah, uitați, aici am greu. Uh, n-am greșit, ba, da, aici am greșit, aici este vorba de L, mai mic sau egal decât 4, foarte important acest lucru. Bun, o să-i mai dăm un dată run. o să-i dau încă o dată run, așa, și am ar trebui să ni le afișeze și vedeți că ni le-a afișat. Bun, dacă nu mă înșel, veți vedea că vom avea, dacă le numărăm, vor fi 24, câte 8 cu fiecare număr, nu, câte 6, mă scuzați, cu fiecare cifră în față, vor fi câte 6, de ce? Pentru că dacă vă amintiți când am făcut 1, 2, permutarea mulțimii 1, 2, 3, a fost vorba de 6, de 6 variante. La fel, acum se va permuta mulțimea 2, 3, 4 cu 1 în față, după aceea se va permuta mulțimea 1, 3, 4 cu 2 în față și așa mai departe. Bun, deci acesta este modul în care noi putem afișa, practic, permutările elementelor de la 1 la 4. Bun. Problema acestei, acest uh, program este bun, este probabil cel mai bun din punct de vedere al complexității, însă avem o problemă foarte, foarte mare la el. Și anume, faptul că nu este absolut deloc uh, customizabil, să-i zic. Nu, nu e deloc interactiv cu noi. Noi nu putem să-i dăm un număr N și să ne afișeze permutările mulțimii N. Și asta e un lucru destul de rău. Și, practic, aici intervine backtracking-ul. Pentru că backtracking este, de fapt, ce vedeți voi aici, doar că s-a făcut în așa fel încât pentru un N să genereze singur aceste foruri, să nu trească să le pun eu și să fac 10 if-uri, fn if egal egal 1, fn egal, egal 2 și așa mai departe, să fac forurile. Și, practic, haideți să vedem cum arată acest backtracking, pentru că exact pe același principiu funcționează, doar că este puțin mai bine gândit. Și anume avem un n uh, n egal cu uh, intent, pur și simplu. Și acum, backtracking-ul va face următorul lucru. Uh, va lua un k egal cu 1. Și pentru un k egal cu 1, va face un astfel de for. Va pune pe poziția k, va pune pe poziția k un element din mulțimea e egal cu 1, i mai mic sau egal decât n plus plus i, va pune pe poziția cap care e egal cu 1, adică un, să zicem x de k egal cu i. Și după aceea va merge în adâncime mai mult. Vom face backtracking, să zicem, vom merge mai în adâncime pentru k plus plus. Vom face k plus plus și atunci vom ajunge în, în, adâncime. Și acum, pentru k egal cu 2, vom mai face o dată același for, Uh, mă rog, cu altă literă dar de fapt veți vedea că uh, aici va fi tot i pentru că va fi o funcție recursivă veți, veți înțelege imediat acum x de k, de noul k care va fi k plus 1 egal cu j și după aceea, dacă k mai mic sau egal decât n vom face k plus plus și veți vedea că în acest fel vom genera practic uh, vom genera uh, cele n foruri, da? Un număr foarte, un număr variabil de astfel de foruri. Și asta o putem face foarte simplu cu o funcție recursivă. Cum facem acest lucru cu ajutorul unei funcții recursive? Păi ne vom lua void back de int k, da? Ca să știm poziția pe care ne aflăm. For int e egal cu 1 e mai mic sau egal decât n plus plus i exact forul ăla pe care l-am scris acolo aici n-ul va fi global cu siguranță pentru a fi ușor uh, de, ca să nu transmitem și n-ul parametru aici la backtracking avem n-ul global aici punem exact cum erau cele 4 foruri aici vor fi mai multe cât timp k e mai mic decât n uh, aici uh, la poziția x de k o să zicem chiar x de k egal cu i o să-mi iau aici un vector x. V-am spus, poate fi maxim 20, probabil, pentru că avem, uh, facem, vom, face cap, uh, vom face n factorial pași. Din acest punct de vedere, 2 factorial oricum depășește cu mult uh, orice limită de timp, dar uh, 20 să zicem că nu va putea fi depășit sub nicio formă. x de k egal cu I. Dacă k mai mic decât n. Vom merge în adâncime mai mult, da? x de k, uh, back de k plus 1. Adică mergem să facem următorul for, exact cum era în acela for unul în altul, unul în altul. Practic, aici intru mai departe și voi face același for aici, numai că, în loc de k, va fi k plus 1, pentru că pun la următoarea poziție din vector. Else, adică, în cazul în care, o să scriu aici în comentariu, k uh, este egal When. else vom face o afișare acum, probabil ați observat că există, așa cum probabil ați văzut și la cealaltă problemă există o mică problemă și anume faptul că sunt șanse să se repete elemente, cum am avut acolo if-ul ăla, i diferit de j, i diferit de k i diferit de l și j diferit de l și de k și k diferit de l Bun. Acum va trebui să verificăm același lucru. Și cum vom verifica acest lucru? Ei bine, va trebui să ne luăm un vector de frecvență. Un vector de frecvență cu ajutorul căruia să știm non-stop că în vectorul acesta x de k nu se repetă elemente. Și atunci, o să-mi declar aici și un vector de pus, pus, clar de la frecvență, și un vector caracteristic foarte simplu de, de înțeles și acest vector depus va ști non-stop uh, va ști non ce elemente îmi sunt deja în vectorul x de k și ce elemente nu îmi sunt în vectorul x de k deci atunci dacă uh, dacă valoarea i nu este adăugată la vectorul meu x uh, putem să adăugăm acest element în vector, vedeți aici, desigur îl vom marca ca pus acum, vom face backtracking, vom merge în continuare și desigur la final nu trebuie să uităm lui P de I să-i dăm 0, de ce? Pentru că când revine forul meu, eu aici o să schimb i -ul. Da? Și atunci când să zicem o să crească i și o să devină i egal cu i plus 1, eu nu vreau ca i-ul meu să rămână marcat, pentru că acest lucru nu este deloc ok. Și atunci îl demarc, îl demarchez pe i ca să pot face i plus plus și să văd mai departe. Și asta este practic tot. Aici pot de direct să afișez uh, până la N acest X de I cu un spațiu SEALT ENDLINE. Da, adică în loc să afișez acum nu ENDLINE, v-am spus, mare grijă, uh, aici nu putem să, de să afișăm cu ENDLINE pentru că putem lua limita de timp. Și aici desigur vom citi un N și pentru un N dat, practic, o să citim N-ul și o să apelăm back de 1. Uh, N-ul nu trebuie să-l dau int, că este deja declarat global. Back de 1 și el se va opri singur când ajunge la N. Și astfel, cu ajutorul acestei funcții recursive de back, eu voi avea for în for în for în for în for, în, for de N ori. De asta folosim acest back, pentru că vrem să avem for în for în for în for în for de n aici o să stec parantezele astea pentru că sunt în plus. Și acesta este modul în care facem exact ce am făcut la trecută pentru 4, însă îl facem customizabil, îl facem interactiv, pentru că eu vreau să îi dau valoarea și el să-mi afișeze aceste permutări. De exemplu, i-am dat 3, haideți să-i dăm 2, pentru 2 există doar două permutări, 1, 2 și 2, 1. Uh, pentru 4, o să vedeți că ni le dă pe toate, Frumos 24 dacă vreți putem să afișăm și câte sunt pentru a fi uh, Pentru a fi un pic mai șmecheri aici luăm un contor. Uh, și aici o să facem mereu contor plus plus și atunci aici o să-i dăm la final de tot alt contor pentru a vedea câte avem ca să le ne putem verifica că le avem pe toate. Și acum fiți de ce este foarte mișto acest lucru pot să-i dau 6 pentru 6 mi le afișează efectiv pe toate, 6 factorial este 720, mi le afișează pe toate 720 de variante și eu nu am făcut nimic. Practic prefer să scriu 30 de linii de cod și să mi se așeze 720 de permutări decât să le fac eu consumând energie și timp. Nu? E logic acest lucru. Deci, practic, vă felicit pentru că tocmai ați învățat cum să vă ușurați viața exponențial, aș spune. Adică aveți descris o funcție, o afișare și, practic, haideți să vedem cum ar arăta pentru 8. Pentru 8, uh, ce am făcut aici? M am apăsat pe cea, acum mai ia eroare de compilare, nu mai ia. Pentru, 8. Uh, pentru opt. Uitați cât durează să le scrie și la calculatorii mea. Sunt 40.320 și ne le-a afișat aici pe toate, le avem pe absolut toate permutările noastre sunt aici, le putem vedea, le putem salva, putem face ce vrem noi cu ele, pentru că le avem și le-am făcut. Cam atât am avut de zis în acest videoclip, sper că ați înțeles backtracking-ul și Până la urmă această metodă de generare a permutărilor, foarte asemănător vom face și, și combinările, și aranjamentele și sumulțimile, însă acestea le vom face într-un alt videoclip, pentru că în următorul videoclip vom rezolva probleme care presupun diverse permutări și, desigur, după aceea vom trece la ele pentru a rezolva și probleme cu aranjamente și combinări. Eu am fost Paul de la 10 la info.com. Nu uitați să dați like și subscribe dacă ați găsit util acest videoclip, pentru că acest lucru ne ajuta foarte mult să ne dezvoltăm în continuare. Vă mulțumim mult pentru tot și să aveți o zi minunată!